Stimați invitați, acum rulează câteva aflare. Avem în imagine aici Biserica Ortodoxă în prezent, din Sfânta Veche, fostă greco-catolică, așa arată în prezent, se poate derula. Aici este clădirea cea mai veche din localitate, era sediul unui grup din regimentul de graniță român de la Orlat, din perioada Mariei Tereza, poate rula. Actualmente este grădiniță acolo. Aici avem bustul patronului nostru spiritual, Gheorghe Șincai, aflat în fața școlii. Da, poate rula. Este un cadru general cu școala noastră, așa cum arată în prezent. Aici avem în imagine Biserica Greco-Catolică din Sfânta Veche, ridicată în anii 90. Intrarea, în față vedem monumentul eroilor, cu numele celor care în primul război mondial și al doilea au căzut, inclusiv cei care au fost victime ale regimului comunist din comuna Sfânta Veche. Aici vedem o fotografie interesantă, aproximativ, să zicem, din perioada interbelică, așa arăta clădirea școlii, în urmă cu 80-90 de ani. Este o fotografie și mai veche, din perioada înainte de Marea Unire, cu Biserica Greco-Catolică și o parte dintre locuitorii de atunci. Aici este o imagine cu centrul comunei, piața centrală. Are aproximativ 110 ani de vechime fotografia, la poate urmă. Da? Și în perioada recentă, școala noastră a fost în parteneriat cu Inspectoratul Școlar de Țean Brașov și cu parteneri din Turcia. Am avut un parteneriat cu un proiect de Erasmus, centrat pentru prevenirea abandonului școlar. În cadrul acestui parteneriat s-a realizat un film despre activitățile noastre în cadrul acestui proiect și avem un scurt fragment, am vrut să vă prezentăm, cu imagini luate cu o dronă. Vedem aici școala, Biserica Greco-Catolică și centrul comunei Sfânta Veche. Vă mulțumesc pentru atenție.